Asta trebuie să fie cam piesa de rezistență de la Dacia Sport. Este o replică a Dacia Sport al lui Nicu Grigoraș, celebra Dacia Turbo. Foarte, foarte greu de realizat, în primul și în primul rând datorită overfenderilor, aripilor evazate, specifice mașinii, la care s-a lucrat foarte mult ca să nu se vadă nicio urmă de nicio imperfecțiune, au ieșit foarte bine. Pragurile la fel, tocmai pleca o machetă. La fel o nuanță și o vopsea foarte bine aplicată. Și are roți sport, care le-am căutat ceva timp. Nu sunt exact ca cele originale, dar sunt în orice caz roți sport, nu mai sunt cele de D'Agostini. Sunt aproximativ 7 nuanțe, 7 culori aplicate pe mașină, 7 aplicări pe mașină. În primul rând, nuanța de bază gri metalizat, 2 nuanțe, 2 straturi. Roșu, negru și pe overfendere, pe aripile evazate. Albastru, alb, iar la urmă s-au dat 2 mâini de lac. Are scaun scoică în interior, cu centuri. Rollbar interior roșu. S-au făcut niște aripioare. Care trebuie să imite mașina reală. Un spoiler față. Au rămas doar 2 faruri. Și cam așa arată Dacia Nicu Grigoraș. Dacia Sport Nicu Grigoraș. O machetă destul de greu de realizat din punctul meu de vedere. Dar sunt foarte mulțumit de rezultat. Adică este o machetă într-adevăr frumoasă. Și se apropie cât de cât de realitate.